O dronă Bayraktar TB2 folosită de armata ucraineană deasupra Mării Negre a fost găsită prăbușită pe teritoriul României, în zona Sulinei. A fost recuperată această etapă din apele teritoriale ale României, într-o zonă situată între Sulina și Sfântul Gheorghe. Acest lucru s-a întâmplat la 11 mai, deci acum aproape două săptămâni. Epava dronei a fost recuperată de o navă a forțelor navale, fiind preluată ulterior de forțele aeriene române pentru derularea procedurilor legale, așa cum cere legea, pentru identificarea epavei și cercetarea împrejurărilor în care aceasta a ajuns în apele teritoriale ale României. Bayraktar TB2 este un vehicul aerian de luptă fără pilot la altitudine medie cu autonomie mare, capabil să efectueze operațiuni de zbor autonom sau controlat de la distanță. Este vorba de o dronă Bayraktar TB2. Sunt aparate autonome care pot fi înarmate, folosite intens de către forțele ucrainene în războiul declanșat de Rusia. Aceasta era o dronă care era configurată pentru misiuni marine. Scrie pe ea Ukrainian Navy, are și cele două culori ale steagului ucrainean, deci este cu siguranță o dronă ucraineană, exact cum a și confirmat reprezentantul Ministerului Apărării Naționale. Ea este folosită în principal pentru misiuni ISR, de colectare de informații, supraveghere și cercetare, dar și pentru misiuni de luptă, și am văzut diferite clipuri în care rachetele de pe această dronă erau folosite pentru a distruge nave de mici dimensiuni ale armatei ruse.